fursecuri fragede și aromate cu lămâie. Astăzi am o rețetă rapidă și delicioasă. Sunt aceste fursecuri care se topesc în gură. Vom începe această rețetă cu 100 de grame de unt la temperatura camerei, pe care îl vom mixa împreună cu 3 pliculețe de zahăr vanilat, aproximativ 30 de grame. Adăugăm 100 de grame de smântână, coaja de la o lămâie rasă netratată. Mixăm, iar acum adăugăm treptat sucul de la o lămâie. Adăugăm treptat, mixăm. Următorul pas, adăugăm 250 de grame de făină de grâu sau 250 de grame de făină de orez, de care folosiți voi. Adăugăm treptat făina și un pliculeț de praf de copt, 10 grame. Adăugăm un ou. Iar acum, în continuare, adăugăm făina treptat și vom frământa foarte puțin, doar până când aluatul se dezlipește de pe degete. Îl vom pune la frigider, vidat bine, aproximativ 15 minute, pentru a se întări și pentru a putea forma ușor o foaie. Întindem o foaie de cocă pe suprafața de lucru, iar acum formăm aceste floricele drăguțe. Aceste flori le găsiți la supermarketuri, aceste forme. Uitați cât de drăguțe sunt. Foaia este subțire. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade. Punem o hârtie de copt pe tavă, așezăm floricelele împreună cu bucățele mici de rahat. Coacem la 180 de grade aproximativ 10 minute. Ele se vor coace foarte repede. Așa arată, le pudrăm cu zahăr pudră vanilat. Sunt fragede și aromate, se topesc în gură, le recomand cu toată inima. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Pe curând!